foarte ușoară. Dacă în urma acestei analize pe care o vom face rapid, vom ajunge la concluzia că pentru țară e bine să-l suspendăm pe președinte, nu o să am nicio ezitare. De asemenea, ne gândim serios la posibilitatea constituirii unei comisii, care este și prevăzută de proceduri, care să analizeze rapid, că poate noi suntem nervoși și nu suntem specialiști, dacă gestul președintelui este constituțional sau neconstituțional, așa cum spune deja decizia Curții Constituționale.